Vă rog să vă citiți unul altul pe care le-am scris-o. Prima întrebare o citește domnul Ochișcă și domnul Ilea, apoi vicepreședinte și așa până la ultimul rând. Deci apreciez răspunsul pentru că sunt exact din acea zonă și ai răspuns perfect. Mersi. Acum, revenind la sinceritatea întrebărilor, pe tine ce aș putea să te întreb în afară faptul că ce este un referor? Oh, e o întrebare la care răspunsul e destul de lung. Deci, Letter Poemul este un fel de verișor al mail artului. Deci, mail artul pornește, cred că știm cu toții, dar repetăm acest lucru, de la banala carte poștală, care știm că are o mică ilustrație, nu știu, vedere din Câmpina sau în litoralul românesc. Există un loc unde se scrie destinatarul și se urmă locul de corespondență. Pornind de la această idee, artiștii au creat mail artul, care mail artul este tot o carte poștală, dar unicat. Și este o lucrare de artist. Și ea se creează în urma unor invitații și lansări de teme. Nu știu, gen câinele roz din Mediomonte. Nu? Și atunci vin artiștii din toată lumea sau cei invitați. Și fac o ilustrație specială pe acea carte poștală, în care, de fapt, este o compoziție de autor, în care intră absolut toate elementele care sunt pe cartea poștală, inclusiv modul cum se puse ștampilele, timbrele, tot felul de semne pe care vrei să le mai pui acolo și, în final, și artistul dă drumul spre destinatar. Povestea aici începe, foarte interesant, că este o formă alternativă de a schimba banalul vernisajelor de artă. Ca un vernisaj de artă se adună toată lumea într-o galerie, există lucrările de artă acolo, un critic de artă care deschide expoziția și gata. Ori aici lucrurile s-au inversat. Este o formă alternativă de încercare, de ieșire din acest tipar. Și anume, expoziția de fapt începe exact în momentul în care primul artist se duce și pune lucrarea la poștă. Primul vizitator este oficiantul poștaș și, pe urmă, lucrarea lui, dacă este din străinătate, trece din mână în mână și este vizitată de foarte mulți, deci de toți cei la care ajunge lucrarea. Când ajunge la destinație și se adună toate aceste mail arturi în galerie, de fapt nu se deschide expoziția, ci se închide. De aici a apărut pe urmă și Letter Poemul, care Letter Poemul vine și spune următorul lucru. Vom face aceste mail arturi cu o tematică specială legată de literatură, de poeme și de texte literare. Și atunci ilustrația se învârte în jurul acestor texte literare. Povestea noastră cu această carte, Societatea de Socializare din Mediomonte,
a pornit foarte interesant, pentru că Marian Ilea face parte din acei scriitori care au foarte mult curaj. Pentru că mulți din ceilalți scriitori, și inclusiv propria mea soție, mi-a spus, eu, dacă aș fi scriitoare, n-aș permite să-mi intre în scrisul meu absolut nimeni. Trebuie să fie, să ai un curaj nebun, să dai unui artist un text și să spui, fă ce vrei cu el. Maria e așa. Ne-am întâlnit pentru că locuim amândoi în Mediomonte, ne întâlnim de obicei la mijlocul străzii, că el trebuie să treacă strada să ajungă la mine, dar și eu de asemenea. Și atunci nu trece niciunul strada la celălalt, ne întâlnim la mijloc, circulația e mică în mobil. Și zice, poftim, faci ce vrei. Și când ajung la tenier, mă uit ce-am primit. Și-am primit o carte cu trei piese. Și bun, pintic, e clar că pot face ce vreau, știam că pot face ce vreau. Și atunci mi-am citit pe toate și am ales-o pe cea din mijloc. A fost așa ca atunci când în povești îți dă să alegi care cutie să o iei, aia mare, aia mai mică, aia de la mijloc, așa. Și societatea de, am spus, domnule, cu societatea de socializare din Mediomonte, lucrurile sunt atât de complicate, că nu putem face un lucru simplu. Și la acea vreme conducea muzeul Florean, muzeul de artă contemporană Florean, și aveam în adresbook-ul meu vreo 10.000 de artiști din toată lumea. Am făcut un manifesto pe care o să-l găsiți în cărți, de cărțile care le veți primi și se oferă gratuit aceste cărți. Și în acest manifesto am invitat pe toți artiștii din lume să participe la ceea ce vrem noi să facem, să ilustrăm cartea lui Marian Ilea. Și au fost trei, au apărut, deci din acel Mediomonte care era unul singur până atunci, au apărut trei Mediomonte, pentru că au venit foarte mulți artiști internaționali care au ilustrat textul pe care o să-l găsiți în carte sub forma de filme experimentale. Și a apărut un Mediomonte care nu există, virtual, care are metrou, care are fabrici chimice, care au fost bombardate în al doilea război mondial de către aliații engleși. Și este ceva o nebunie dacă vedeți acele filme experimentale. Și pe urmă au venit ceilalți care au făcut letter poeme. Și la letter poeme a fost o nebunie mare. Pentru că fantezia lor este atât de extraordinară, e greu de închipuit. Noi am publicat în această carte 120 de letter poeme din motive financiare, pentru că dacă le publicam toate care au apărut, cred că nu mai ajungeam asta de la București, așa n-ar fi bani de... Da. Și asta e istoria. Cartea este foarte interesantă, pentru că intră aceste letter poeme, au făcut aceste personaje atât de celebre, încât ele apar și în celelalte scriere ale lui Marian Ilea. Deci, pornind de la această carte care a fost lansată, am început-o acum vreo 8 ani și acum am reeditat-o, au mai apărut încă vreo 6 cărți în viața noastră care au dus acțiunile mai departe. Deci, letter poemul la bază este o carte poștală, dar foarte frumoasă, foarte interesantă. O să vedeți când primiți cartea toți. Mulțumit de răspuns. Așa. Corect. Hai să te mai întreb eu ceva. Domnule Ilea, când ați pătrund dumneavoastră pentru prima dată în Mediomonte? Da. E o întrebare care presupune un răspuns mai lung, un răspuns relativ prozastic. Și o să-i dau pe mult, să vedem. Pe când îmi primisem 2 ani și un sfert, mă băteam cu gâștele bunicii din curtea casei din Mireșmare. Îl aveam ca aliat pe Lupu, un câine adus de taică meu de pe Cutâi, unde lucra ca sondor. Slab colaborator, nu se putea mișca în voie din pricină de lanț. Lătra amărâtul în vreme ce gâștele mă fugăreau în balta lor plină de căcat verzuriu, diareei cu râd mirositor. Îmi ajungea până la grup,
violei nutricurate, ieșa bunica mea din bucătărie de la Lântaș, sărea câte două trepte, se ștergea de zadie. La mâini se apleca înspre mine, eram recuperat. Lupuschelele erau. Eu mă așezam în ligheană, ligheană cu apă caldă, smălțuit. Mâinile bunicii miroseau frumos, hainele mele erau aruncate pe trepte. În sobă duduia focul, pe sobă fierbea ciorba de fasole cu ciolan afumat. În pătura curată, mirosind asfaltă și lentaș, era bine. Sub masa din bucătărie îmi atinsesem scopul. Mă adăposteam într-o cetate, cu patru picioare de masă, cu tavanul din lemn de brad. Și masa era verde și balta gâștelor așa și de rea. Păcatul atopindu-se arăta ca mătasea broaștei. La trei ani și două luni, gâștele renunțaseră la bătălie. Intram de unul singur în baltă. Lupul nu înțelegea nimic, drept care nu mai lătra. Bunica mea făcea părântaș cu părântaș. Era să mă înnec. Noroc o vecină înghițisem o gură sănătoasă de căcat apos. Boram, am luat și oareși ceva medicamente, mă sufocam. Doctorul din sat trecea în fiecare zi să-l vadă pacientul. Nu voisem decât să ajung sub masă, înceta. Am renunțat. Nu încă. Împlinisem 5 ani mari și lați. Eram stăpânul sub tuturor literelor alfabetului. Aveam o carte cu poze ale scriitorilor români. Colegi care v-ați îi cunoșteam la chip și la nume. Locuiam într-un soi de coteț din lotul de brad, în apropierea unei galerii de coastă. Tata era mecanic de mină la Juiol, în mediul munte. Când ieșeau minerii din subșut, murdari, galbeni, lutoși, alergam la mama, cotețul nostru mirosea rântașul, plângeam, îi șopteam cu spaimă, mamă, văd un om. La 5 ani și 2 luni am coborât din munte. Tata luase cu chirie o cocioabă înconjurată de straturi cu flori. Fratele avea 8 luni, maică mea ieșea în baia scrie la piață după cumpărături. Eu aveam grijă de ăla mic, un căcăcios și un pișorcos notoriu, proprietărea sa vorbea de una singură, ne despărțeau în ferete. Mă speriam, ca să-mi fac curaj, mă uitam la fotografiile din album. Bunica, bunicul, mama, tata, prindeam curaj. La 5 ani și 4 luni m-am hotărât să acționez. Venise bunica mea în vizită. Tata ne-a dat banii de tren, am luat calea Bucureștiului, mă duc până la Gheorghiu Dej să-mi dea apartament, i-am spus controlorului. Am ajuns la Comitetul Central. Oho, ce săli, ce birouri, scria pe ușa audiențe, reclamații. Era plin de tovarăși, n-am așteptat prea mult. Am venit la tovarășul Gheorghiu Dej ca să-mi dea un apartament, i-am mărturisit unei femei de la unul dintre mișei. Bunica mea era rușinată, tăcută, mă însoțea în prima mea misiune oficială. Tovarășul cel credeam a fi Gheorghiu Dej m-a lăsat să vorbesc. Nene stau într-o cocioabă cu fratele meu, cu mama cea dragă, cu tatăl cel puternic și când mă plimb printre flori, chiar de nu le ating, ci doar le miros, o babă hâtă și rea, care e proprietărea sa florilor, fuge după mine cu un măturoi și plâng și mă ascund în brațele noi ale mamei. Ea e bunica mea, nene Gheorghiu. Deci, am venit să cer un apartament la bloc. Să scap de amenințare. După o lună de zile, ne mutam în casă nouă. Nenea Gheorghiu Dej era un nene blând, bun și dăduse un apartament, mă gândeam eu. Dormeam în paturi cu saltele de ploaie, și aveam o jucărie pe care o rostogoleam pe parchet. Era o bilă de rulment pe care mi-a adusese tata de la mine. Vecinii m-au reclamat la mama, n-am mai rostogolit bila, o așezase pe o rutieră când era suficient să o privesc. Eram în mediul munte în clasa întâi.
În iarna aceea, doamna învățătoare rămăsese acasă. Două luni de zile din pricină de fractură la piciorul drept. Noi, aia mici, împărțeam clasa cu niște uriași din Trapatra. Mă prietenisem cu banca. O salutam, povesteam cu ea, îi lăsam jumătate din merinde să nu moară de foame. Cam pe vremea aceea apăruse între mine și ochii mei oblistul, picături în ochi, mărunte halucinații. Mi se părea că lumea din spatele picăturilor se glizise și mutrele alea hidoase vroiau să mă răpească din brațele mamei. Nu mai vedeam literele din abecedar. O puneam pe maică-mea să-mi citească lecțiile, le învățam pe de rost la școală, o păcăleam pe doamna învățătoare, la fel și pe colegi. Doar banca îmi cunoștea povestea. În primăvară venise doamna noastră învățătoare, își tărea piciorul, n-am mai vrut să merg la clasa întâia. Am rămas în clasa a patra. Eram cel mai bun pitit printre uriașii ăia care învățau lucruri foarte complicate și interesante. După două săptămâni, după ce mă întorsese între a patra, am mărturisit oamenilor mari că voi rămâne câțiva ani în clasa aceea din pricină de bancă. Au venit cei doi tâmplari ai școlii și mi-au mutat banca. Între întâia, am revenit la matcă. Mă simțeam învingător. Cam așa e prima impresie legată de mediul nostru. E bine. Dar cred că trebuie să mă întreb și pe mine mărunte lucruri. Adică m-aș simți frustrat așa dacă... Trebuie să te întreb, pentru că, apropo de ceea ce vorbeam, letter poeme, interesant e ce face un letter poeme când e singur. Hai de bine. Da, asta e întrebarea. Nu e singur. Astea sunt întrebările. E o întrebare la care mă gândeam ce face. Ce face un letter poeme când e... E singur. Dacă nu e singur. Păi... Când e singur, cred că singurul lucru pe care poate să-l facă este să meargă în partea aia de nord, a Mediomonte, unde sunt acele celebre lacuri cu păsările care nu sunt nici rațe, nici gâște, care au rămas acolo și sunt exemplare rare căutate de toată lumea. Sunt persoane sau aici care au fost în zona lacurilor și știu că ceea ce spun eu nu este un lucru simplu, deci mai ales acele părți. Când nu e singur, ei, asta deja nu mai știu, dar mă voi ocupa de acest subiect și la prima noastră întâlnire o să spun ce poate să facă când nu e singur. Bine, hai să te întreb și eu pe tine atunci. Domnule Ilia, Mediomonte are frigerie, are apă potabilă și primărie. De ce? Păi are pentru că aveam nevoie la o vârstă fragedă de un apartament. Așa. Iar primăria trebuia să se ocupe nu de chestia asta și să construiască blocuri. Blocurile erau alcătuite din apartamente. Iar nouă primarul ne repartiza la vremea aia, la taie. Prin Comitetul Oamenilor Muncii, celebrul COM, apartamente. Deci, are și prima, are ce mai mai întâmplă? Are frizerie. Frizerie. Are și frizerie. Aici, aici la are frizerie, trebuie să vă spun că există o carte numită Frizeriile din Mediomonte, pe care vă recomand. E cu Mircea Bocchiș făcută împreună. O carte la care țin foarte mult și care, dacă o găsiți cumva, o recomand să o citiți. Sunt și să vă uitați și la... Sunt persoane în sală care au această carte. A, deci da. Are fost. Sigur că da, sigur că da. Domnule Bocchiș. Opa. Întrebările, deci,
Sper să pui mai ușoare întrebări, nu? Domnule Bocchiș, ce face domnul Bocchiș când nu face nimic? Asta zic eu. Întrebarea e, domnule Bocchiș, ce fac letări poemele când pleacă păsările în țările calde? Ba, de mine, nenorocită, dar nu știu cum pot e o întrebare atât de cum se plece în țările calde. A păsările pleacă în țările calde. Cred că tot acolo la lacuri stau, nu știu, e complicat rău. Pot să studiez. Deci ce fac letări poemele când pleacă păsările în țările calde? Asta era bine dacă ți-o puneam eu ție, uite, te mai închis cu asta. Dar te întreb și eu altceva atunci pe tine. Domnule Ilea, ce face domnul Bocchiș când nu face nimic? Acum că ne întâlnim dimineața, câteodată are, Mircea are un program englezesc, ceasornic de tip englezesc, și ne mai întâlnim la el la atelier și, evident, așteptăm să plece păsările calde și să vedem ce face fiecare dintre ele de pleacă. Și acolo stăm într-un fel de documentare creativă, creatoare, în timp ce urmăresc lucrările care ies din penelul de sub, penelul lui Mircea Bocchiș. Eu aș face o completare aici la ceea ce a spus Marian Ilea, pentru că în aceste vizite interesante a apărut un performanț foarte interesant, pentru că în momentul în care am intrat în noul meu atelier, asta se întâmpla acum 8 ani, evident că a venit în vizită și amicul meu Marian și s-a uitat pe acolo pe pereți și zice, măi, lucrările astea eu nu le-am văzut pe nimic. Acum o să vezi toate lucrările care așa aveți ce să vede pe vede. Zice, da, dar sunt aici două fete care, zice, sunt în una din prozele mele și n-am știut unde sunt. Și zice, le văd aici. Și zice, n-am putut nici să scriu proza respectivă pentru că ele mințeau. Și acum le-am găsit aici la tine și zice, stau cu mința aici și zice, o să înțelegi ce se întâmplă pentru că după masă o să-ți trimit proza și mă bucur mult că le-am găsit și proza se chema una din frumoasele dimineți ale pectonelei. Și proza este în felul următor. Pectonela sunt trei fete, trei transexuali, care sunt pe rețeaua de Zalăului, un loc absolut nenorocit. Și care își duc viața acolo și singura dintre ele care povestește este Pectonela, în timp ce își fac cafelele dimineața acolo, restul nu povestesc nimic. Stau. Și acele fete care nu povesteau nimic, erau la mine pe perete. Și regizorul care este aici, Gavril Pinte, a spus, domnule, zice, dar este extraordinar, pentru că venim și citim tot monologul Pectonelei aici cu celelalte două actrițe care sunt pe perete. Deci cam asta se întâmplă când vine Marian Ilea la mine la atelier. Apar tot felul de povești, se nasc cărți noi pentru el, pentru mine se nasc idei noi în partea artistică, partea plastică. Am vrut să fac această paranteză pentru că a apărut așa o prodă foarte interesantă care s-a dezvoltat pe urmă. De acum, cine mai întreabă? Aștept să fiu întrebat. Da. Nu, cred că tu întrebi aici. Dar domnule Marian Ilea, ce face domnul Bocchiș că nu face nimic? Păi tocmai am răspuns. Ai răspuns. Ne-am lămurit ce faci că nu faci nimic. Așa. Și acum întreabă-mi. Păi, tu mă întrebi pe mine. Domnule Bocchiș, o ultimă întrebare. Oare știe domnul Ilea câți kilometri sunt din Mediomonte până în Baia Scrie și înapoi? Și Bocchiș răspunde nu. Mircea Bocchiș nu răspunde. Nu răspunde. Păi nu, că da, e cu șmecherie. Dar uite, avem aici și un postscriptum, da, care
tari vor reciti aceste scrisori, de scrisorile pe care le avem aici, începând de mâine, 3 zile la rând, dimineața la ora 7 pe stomac cu gol. În ziua a 4-a nu vor citi nimic. În a 5-a zi, domnul Marian Iglea își va arde propria scrisoare. Domnul Mircea Bocchiș își va arde scrisoarea proprie în ziua a 6-a. În ziua a 7-a, cenușa celor două scrisori se va împrăștia de către destinatari în apele râului Săsar, la 3.333 de metri dinspre Amonte, înspre Avar. Dacă apele Săsarului vor fi cu totul secate în această zi, atunci cenușa se va risipi pe vârful Mogoșa. În cazul în care Mogoșa va fi înțepezită, iar funicularul de urcare blocat, se vor relua procedurile după alte 7 zile. Știe cineva dintre cei prezenți aici, oare unde este poștașul? Nu știe nimeni. Păi atunci ce putem face? Cred că un moment interesant ar fi să începem să împărțim cărțile în sală. Să se lămurească cei care ne-au asistat aici la aceste întrebări. Cu ce ne ocupăm noi când nu ne vede nimeni la Baia Scrie, nu? Hai să le împărțim. Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.
Când abia am găsit-o, ca să zic așa, pentru că intrarea e mică, restul, toate sunt matusale mici aici, împreună cu prietenul nostru, Gabriel Pinte. Ce mi-ai omotit de cap în halul ăsta, cu întrebările tale, cu viziunea ta regizorală, cum ți s-a părut o decurs întâlnirea? Mie mi se pare că a fost o lansare de carte care a ieșit din stereotipiile obișnuite și eu cred că v-am încurcat frumos cu cele două scrisuri pe care vi le-am trimis, pentru că sunt în spiritul cărții voastre și în spiritul acestui spațiu special pe care l-ai născocit tu, acest mediu munte, de care sunt cumva și eu legat, chiar dacă l-am ești, pentru că dacă te uiți în istoria negrei, tu ești din Negrea. Aparținea de Baia Spie, la un moment dat Negrea. Deci ești tot mediomontez de-a nostru, ca să zic așa. Aici s-au întâlnit trei din mediomonte și au pus de o lansare atipică, dar până la urmă, în regulă, în timpul unui festival internațional de poezie. Nu în regulă, peste regulă. Deci s-au depășit așteptări. Categoric. Oameni buni, cam atât cu Gabriel. Să ne vedem cu bine la alte lansări. Poate montez la Baia Mare o piesă și ne vedem acolo. N-ar fi rău să fie bine. Așa. Ne bucurăm că am reușit astăzi să fim la Festivalul Internațional de Poezie din București, ediția 13-a, alături de domnul Marian Ilea și domnul Mircea Bochiș, care reprezintă cu mândrie atât în țară, în capitală, practic oriunde se duc, orașul Baia Sprie, Mons Medius, Maramureșul, unde suntem primiți cu căldură de cele mai înalte forumuri de cultură. Îi felicit, mă bucur că am participat alături de dânsii astăzi aici, m-am simțit foarte mândru că sunt băiesprian, că sunt maramureșan și sper la cât mai multe evenimente culturale dedicate prozei și oricărui tip de cultură. Da, evenimentul pentru mine a fost o surpriză foarte agreabilă, pentru că am venit într-un loc în care totul era secret. Adică totul era secret în sensul bun al cuvântului. Urmau să se întâmple lucruri incredibile pe care nu știam când se vor întâmpla, cum vor apare în public și ce se va întâmpla în finalul lor. A fost extraordinar pentru că regizorul Gabriel Pinte a organizat un performance în care practic a implicat pe toată lumea care era în sală. Sigur că ne-a implicat direct pe mine și pe Marian Ilea, care eram actorii principali ai acestui eveniment, dar pe urmă au fost implicați cei din sală, pentru că li s-au oferit letter, poemele care există în această carte. Pe urmă li s-au oferit cărțile gratuit, evident, spun asta, este un lucru pe care noi am dorit să fie, deci această lansare de carte să fie un cadou din partea celor din Nord, pentru că noi am venit aici pregătiți cu tot ce trebuie, adică suntem din Nord, nu doi, ci suntem trei. Deci sunt eu, sunt Marian Ilea și Gabriel Pinte, care au organizat acest performanț și care este tot de lângă Mediomonte, la 6 km dintr-un superb sat numit Negrea. A fost agreabil. Aș repeta această experiență în fiecare zi. Cam asta este impresia mea. Prima mea impresie după eveniment.